primul rând, situația mea este puțin mai specială. Tocmai sunt candidat la președinție, dacă ați aflat. Eram în parc cu câinile și mai ești o băbuță. Am apărut la televizor și că sunt din partea lor. M-a bucurat foarte mult. Am văzut că a apărut și un articol din partea revistei Sputnik, ceea ce înseamnă că în spate sunt niște tancuri. O parte s-a îngrozit și a zis, aha, știam noi. Alții au zis, e ultima speranță de un Turic, urcați-vă și în vârful ăstora că tot faceți treabă. Deci aveți aici un candidat la prezidenție și un președinte viitor. În viitorul meu program prezidențial, presupun că am să refac Fortul 13 cu o destinație foarte precisă. Îl modernizez, dar nu foarte, foarte. Păstrez legrația ca să-și aduc aminte. N-am spus niciodată, când am fost acolo cu bietul domnul Jijie, și să văd lucrul acela inimaginabil. Nu ai cum. Toate eforturile de imaginație nu te pot situa la ceea ce s-a îndurat și prin ceea ce s-a trecut. După câte ați văzut, nu și-a cerut nimeni iertare. Nu există un fenomen de pocăință. Ceea ce m-a marcat prin contactul cu acești oameni, să zicem în sfârșit cu domnul, îi zicem Chică Iulian, dacă s-a observat, un soi de nobilă distanță față de suferință. Ca și cum pușcăria a trecut pe lângă el, un fel de pace interioară nemimată, cu inteligență neafectată și o tărie sufletească. Nu l-am văzut niciodată încrâncenat. Dovadă că el iertase în mod firesc suita aceea de călăi, de torționari. L-am văzut un soi de zâmbet românesc, că înseamnă că asta au vrut ei să termine, un soi de seninătate românească pe care îl avem. A trecut prin calvarul pușcărilor. Mi se pare că de două etape a fost arestat. Prin ce a fost mai cumplit și mai greu. Și am observat că nici atâta negru sub unghie nu era resentimentar. Fără să zicem că a uitat. Nu uitase nimic. Dar nu era resentimentar. Vedeți dumneavoastră cât am putut să-i cunosc, să-i văd. E un fel de testament pe care ți-l lăsau ei, fără să spună, de acum acolo, tu trebuie să faci, nici o comandă. Era așa, am văzut. Unul din lucrurile care m-au șocat, am avut întâlnire la ora 2 și cu domnul Jiji și cu domnul Chică Iulian, n-am știut niciodată unde am văzut, la Parcul Izvor. Și am venit, totuși, erau niște oameni în vârstă, la 2 fără 5. Ei erau de la 2 fără un sfert. Cred eu că a fost o altă speță de români. Un alt popor. Erau descălecători dintr-un alt neam. După părerea mea, nu cred că lucrul acesta mai există. Nu după părerea mea, după suferința mea. Suferința inobiloaselor, dar nu era o generație spontană. Veneau dintr-un trecut extraordinar și la ei creștinismul se manifesta atât de firesc precum respirația. Lucrul acesta au încercat să-l ucidă la Pitești. Știți că la Pitești au murit 11. Dar soceniții ne-au zis că niciodată nu s-a întâmplat în Rusia așa ceva. Acolo au murit 40 de milioane omorât. Nu, ei au vrut să distrugă interiorul românesc. Felul de a fi, să facă un epicentru de spaimă, de tortură, care să se transmită și să înfricoșeze. Nu au reușit, au scăpat oameni. Astăzi au reușit fără să facă Pitești. Astăzi au reușit să distrugă mult din ceea ce spunea Părintele Stăniloae, arhitectura sufletească a poporului român. Lumea această lăuntrică a noastră. Știu că la Vaslui m-a dus la un moment dat să-mi arată un muzeu improvizat cu sacrificii și cu jertfa generației interbelice. Era într-o cameră ușor ascunsă, până și muzeul era clandestin. Și se grăbeau în goană să-mi povestească fotografiile ca și cum cineva trebuia să-i aresteze din nou. Singurul vizitator al muzeului eram eu. Dar a fost de ajuns. Mi-a ajuns pentru tot restul vieții. Și am să vă spun de ce. Sunt imagini covârșitoare care te urmăresc toată viața.
Un exemplu, dar care eu l-aș da pentru generația aceasta tânără, care mare majoritate săracă este rătăcită. Am fost acum vreo 2 săptămâni jumate pentru prima oară la Muntele Athos și m-am întâlnit acolo cu părintele Daniel, un părinte minunat, băiatul mare artist Octavian Cotescu și a mare artiste Varia Siciu. Și am stat așa de vorbă, foarte liniștiți. Și la un moment dat am zis, părinte, tineretul este terminat, este rupt, este... Și am zis, poate se vor întoarce. Dar nu așa a zis, știți, foarte zis, poate se vor întoarce domnul Dan, pentru că e un caz pe care puteți da ca o pildă, așa, un puște de 16 ani, de la 16 ani până la 22 de ani, a făcut toate blasfemiile posibile. Droguri, prostituție, tot, a călcat tot în picioare. Și nu mai era nimic sfânt pe care să nu-l ponegrească. Și la 22 de ani a intrat în mănăstire. Și l-a întrebat de ce ai făcut-o. Și a zis un singur lucru, n-am putut să calc în picioare și care îmi zdrobea inima. Și da, din cauza asta m-am întors aici. Când eram mic, era o imagine pe care nu putea să o uită. Pe ușa întredeschisă am văzut-o pe mama în genunchi cum se ruga la o icoană. Aia l-a întors-o. Pentru mine, oamenii aceștia sunt niște oameni icoană. Efortul mare al securității și al ocultei internaționale a fost ca aceste icoane să nu se vadă. Ca tineretul să n-aibă acces la viața lor și să nu-i vadă. Păi o să ziceți de ce, păi este foarte important. Mi-aduc aminte, acum, știu și eu, 10 ani, am fost la Mănăstirea Fântânele, și m-am întâlnit cu Înalta Preasfinția sa, Bartolomeu Anania. Și am zis, Înalta Preasfinția voastră, cum se canonizează un sfânt? Și a zis, Dănuț, el intră în evlavia poporului și apoi sinodul îl ia și îl canonizează. Zic, este perfect, Înalta Preasfinția voastră. Zic, dar un singur lucru vă întreb. Dar dacă poporul, ca și mine, nu cunoaște? Eu n-am cunoscut nimic în 99. Eu, întâmplător, pe la Piața Rosetti am găsit o carte cu brațe se frunde, nu se îndoiesc, Ion Gabriel Goran și vedea cine este ăsta. Și după ce am citit-o, am avut senzația că toată istoria este răstoarnă. Zic, de unde, dacă eu n-am știut până în 99, de unde să știe? Știi ce mi-a zis? Bătrânul a zis, știi că la asta nu m-am gândit. Și atunci, această memorie, care domnul Octavian Josea se chinuie să o țină într-un exil, în propria țară, este exilată acum și aici. Eu și data trecută, când am fost în piață, am dat exemplu ghetoul ăla nenorocit care s-a făcut cu ocazia inaugurării monumentului celor care au suferit în închisurile comuniste, a rezistenței comuniste, din fața Casei Scânteii, un gard imbecil acolo, câțiva săraci supraviețuitori, mulți securiști civili, tot felul de incompetenți, niște discursuri de lemn și un discurs interbelic al unui... Era din altă lume. S-a decupat spațiul, s-a decupat timpul. Erau niște oameni, vorba martirului Petre Țuțea, aflare întreabă, cretinismul la român. Ce a spus domnul Chică Iulian și constatam de atunci, au mimat procesul comunismului. Ca să treacă timpul biologic, să moară martorii, au scos tot felul de, dacă vă închipuiți la procesul comunismului, că l-au scos criminal de război pe Mareșalul Antonescu și ca etapa a doua, reîncriminarea martirilor. Mircea Vulcănescu, Valeriu Gafencu, Radu Gir. Deci au lucrat pe etapă. Ei nu se vor opri. Vor lucra în continuare pe etapă. Ceea ce au realizat această ruptură între generații, acest memoricid. Știți că dacă îi spui, dacă intrăm acum, la orice universitate putem intra și spune sau la aia cu lanternele prin piață care fac așa și spuneți un nume a unui martir, ăla se crede că e fotbalist. Lucrul acesta s-a făcut de mult în Occident. Conrad Lorenz, marele etolog, spunea, în 1960 s-a spus, că va fi ruptura canonului cultural. Adică, noi am fost, cel puțin, da, deci în generația mea care a mai apucat, cultivați că Eminescu este un mare poet și un poet martir, că Avram Iancu a fost un martir, să ia copilul și se bagă într-o istorie relativă,
și într-o istorie alternativă și se termină toate reperele. Eu am fost crescut cu considerație față de Mihai Viteazu, față de Ștefan cel Mare, față de Horia Cloșca și Crișan, pentru celălalt sunt doar personaje. Și atunci o armată care a apărut acum în România de tineri care sunt ancorați în o veselie stupidă în atâta contemporanitate, nu va da nici 2 bani pe memoria aceasta. Așa se distruge un popor. Ce rămâne de făcut? Vedeți aici cel care a suferit. Minunea asta de om, Tică Iulian, spunea că va intre o necunoscută, voia lui Dumnezeu. De aia nu intră oricum. Și prin mărturisiri. Uitați-vă și dumneavoastră, această comemorare care trebuie să se bucure de prezența istoricilor din România, a Academiei Române, a Președinției Române, a să fie televizată, să fie dată ca să intre în conștiința demnității poporului român. Ea este în forma aceasta de catacombă. Și cu toate acestea, eu spun că catacomba va învinge. Așa a fost. Din vechime, 12 de scuți au răsturnat Imperiul, fără internet, fără mea. Intră aici, să știți că în problema aceasta a martirologiei se spunea că era o moștenire duhovnicească a conștiinței martirice. Mai toți marii martiri din perioada de început a prigoanei, când au fost întrebați de procurorii romani, spuneau, așa am aflat de la tată. Asta știu de la părinții mei. Ce ești? Și nu spunea ce funcție are. Zicea, sunt creștin. Lucrul acesta se transmitea. Lucrul acesta a creat, cum să spun, nodul de legătură al creștinismului, acest scandal, cum să zic, care ține până astăzi. Și nu întâmplător, ce spunea aici domnul Octav Joza, s-au șters urmele lagărilor de suferință, ca să nu mai existe dovezi. Să nu mai existe urmele suferinței. Eu am fost la Gherla, invitat la pușcăria de maximă securitate, să vorbesc. Și mi-au zis, cui să vorbesc? Că să vorbesc la criminal. Și am zis, vorbesc la criminal, dar nu la criminal în serie. Și au venit criminalii și le-am vorbit și le-am spus că îmi pare rău că sunt acolo. Și chiar îmi părea rău. Și zic, pe semne, dacă vă rugați, veți ieși mai oameni decât înainte. Dar să știți că sunt criminali care au ucis un popor, o nație și sunt în stare de libertate pe post de prim-ministru, de președinte și s-au închis camerele. Bun. L-am întrebat, știți că la Gherla cam toată țărănimea a fost ucisă, cum erau domnul Tarac, Josea, vă poate spune că erau pe raioane, erau pe sectoare, la Iud cine să moară, la Sighe cine să moară, la Mizlea cine să moară, la Târgușor, i-au făcut și ca acum a fost o planificare a pușcărilor, există și acum o planificare a pușcărilor cu, cum să zic, țar de gândire. Numai că nu mai sunt violent, sunt sub formă virală. Și l-am întrebat pe directorul pușcăriei, aveți un muzeu? Și l-am zis, oameni care au zis, voi citiți fățincina, au suferit aici? Zic, înaintea voastră au fost niște oameni care au luat o crimă de neiertat. Și eu sunt uitat. Și au iubit țara și înainte de țară pe Dumnezeu. Domnul comandant, de ce nu le puneți la dispoziție acestor oameni care, dacă tot își spășesc, să vadă, știți că îi împachetau la un moment dat, nici nu mai aveau lemn, îi băgau în cutie de cartoane de la alea de magiun. Îi băgau în pământ direct. Așa se numea Gherla. Cam toată talpa aia țărănească a fost băgată acolo. M-a dus într-o cămăruță, muzeul de la Gherla. În primul Gherla arăta superb, era hotel de 4 stele, toți erau cu mușchi, fitness, era o școală de culturism. Era cu bani europeni. Și eu nu zic acum, Doamne ferește, ca pușcăria și să aibă condiții proaste. Departe de mine lucrul acesta. Eu m-am gândit la faptul că muzeul era de aici până acolo, cu o chestie de sticlă unde era costumul unui deținut și o hârtie Xerox. Păi era tot. Era poza umei. Zic, nu mai omul și pe el n-am mai găsit. Deci unul singur a fost acolo. Ca să știți dumneavoastră. Se lucrează încet și sigur la ceea ce se numește memoricide. Există în substanța acestui popor și ați văzut numai prezentările unui suflet atât de curat ca domnul Tică Iulian, ca să mai vorbesc de domnul Gheorghe Jiji, un soi de... Erau lumini în suflete și oamenii aceștia. Nu i-am auzit în viața mea
de faptul că vor să se răzbune sau ei vreau doar să zică, să se știe că s-a suferit. Monografiile care a făcut-o domnul Ligie, întâlnirile mele care le-am avut și cu domnul Tică Iulian și l-am întâlnit, nu din astea firești, nu aveau niciun fel de conspirații din astea, respirau, era o altă dâră, alte lumine, domn. Știți că grecii, în Grecia antică, exista concepția aceasta medicală, pneumatismul. Ce respirăm este spirit. Știți? Și s-ar putea să respirăm și să murim, că respirăm și diavol. Eu cred că pneumatismul, ei erau lumină. De câte ori erau lângă mine, mă relaxam. Parcă îmi recuperam copilăria, adolescența. Eram eu. Și era diferență totuși de vârstă, foarte mare. Nu era nicio diferență de vârstă. Cum intram cu colegi de-ai mei cu ăsta, mă înhibam și nu mă regăseam. Cum intram cu oameni de cultură din ăștia crescuți prin depărtări, prin pepiniere, îi vedeți acum la lucruri că sunt trădători de așa. Ceva nu... Și atunci trebuie văzut, cum să zic, dincolo, un fel de esență. În clipa în care noi ne îndepărtăm de felul acesta de a fi, poporul acesta va dispare. Nu există altă șansă. Știu că eram cu domnul Marcel Petreșor și mi-a arătat acolo un fel de pat de fier cu niște drugi de metal și a zis că aici ne bătea la tălpi cu un drug până ne-a ieșit osul afară. Și am învățat și că la un moment dat să ne rugăm ca să nu ne doare. Și ne schimbau cearceapă cu sânge, va fi talazidurile. Sunt niște atrocități inimaginabile. În 2006, parcă, sau nu, 2005, Consiliul Europei i s-a propus de către intelectuali din Est și să se condamne moral comunismul. Au zis, dom'le, vrem o condamnare morală. Vezi de ce? Ca să știe și istoricii din Occident. Să știe și oamenii din Occident ce s-a întâmplat. Ei nu știu. Habar n-au. Dacă vreți relatări despre ceea ce se întâmplă, dacă citiți, eu am citit o carte a unui sfânt de la Muntele Athos, atât de groasă. Extraordinară. Te lumina. Dar din nefericire, între ghilimele, mi-a intrat în mână, îmi pare, o carte atât de mică, care spunea așa, plăcuțele de săpun de la Itșetip. Și zic, ce înseamnă Itșetip? Și am întors, era Pitești. Mihai Buracu. Atât era. Dezbunerea. Definitiv. Se termina cu tot. Atât a scris el, Mihai Buracu. M-am întâlnit un om, tot așa, parcă era o liturghie care mergea. Nu i-am văzut, dar absolut pe niciunul, cu frică în fața morții. Dar nici cu bravadă. Dacă mi-aduc aminte, știu că domnul Mihai Buracu m-a sunat și mi-a zis, domnul Dan, eu am o boală care nu iartă, dar important este noi să iertăm pe cei din jur și să iertăm chiar și moartea dacă vine la noi. N-am mai auzit de la nimeni lucrul acesta. Domnul Gheorghe Jijie, știu când l-am îngropat pe Tică Iulian, i-a cedat din mormântul familiei, din mormântul ca pe un frate. Așa erau ei. N-am sunat niciodată, mâncam ceva, vă dăm niște detalii. Pentru că detaliile acestea, vorba lui Bergson, de zi, imagine manantă, îți rămân numit. Eram câteva pe la Vaslui cu ei și am mâncat niște fasole cu orez și zic, nu mănânc, nu fasole, zic, nu mănânc ciuperci, că-mi fac rău la bilă. Și Marcel Petreșor a zis, iată orezul, eu fasole. Aveam un gest de pușcăria și de coleg. Dar din ala, rapid, brusc pe moment. Și atunci a vedea că între ei a fost o comuniune. De asta se speria oia în 36 luni cu unul din ăsta, că era alt om. Era creștin fundamental. Contactul cu ei îți dă credința. Credința aceasta firească îți dă cel mai minunat lucru, libertatea. Iar când ești liber, nu mai ți-e frică de nimic decât de bunul Dumnezeu ca să nu-și întoarcă privirea de la tine. Societatea pe care trebuie. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi, acum în Chișinău. Bine, deliberat făcut, urmează România scenariu. Ei au apărat granițele invizibile ale țării.
mergeam pe stradă și mă gândeam la puștanii ăștia care urlă și zbiară împotriva corupției, foarte bine, pentru că există corupție, categoric. Dar unul nu s-a ridicat împotriva corupției sufletești și împotriva distrugerii memoriei. Și de aici vor urma consecințe. Le urez drum bun. Și mă gândeam cum România distrusă, sfâșiată, teritoriile luate, făcută praf, România mare, un mănunchi de tineri se ridică extraordinar ca să o apere cu prețul vieții. Aceștia au fost. În noi, în loc să ne racordăm la memoria unei demnități extraordinare, se face tot efortul în fel de olimpiadă de concurs, pentru că în primul se simt vinovați. Nu știu cum am întâlnit eu cu părintele Teofil Cureanu și la așa, nu vedea săracă la ori. A zis, dar nu știu ce faci. Pantomimă. Nici nu există pentru mine. Bine că vorbești. Și avea un umor nebun. Și eu am zis, ce face părintele? Zic, cu toți care au fost închiși, eu zic că, bă, dă-mi-ți, mă, n-a fost cam repede. Repede ce? Păi din 45 în 48, unii martiri și alții torționari. Cât de repede sănânța asta torționarilor și uitați ce lung până astăzi. Pentru că dacă ei avea sufletul liber, domnul Octav Brăzea zice, i-a iertat. N-au dat doi bani. Și știți de ce? Ei nu sunt împăcați. Este ca și cum Caiafa nu dă doi bani pe iertarea lui Iisus. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ierți. Am fost acolo pe la moaștele Sfântului Siloan Atonitul și știți că Sfântul Siloan Atonitul face un amendament de lege teribil, domne. El se ruga și pentru dracu. Și că mă rog pentru că nu pot să-l văd în iad urlând. Dacă este pedepsit de Dumnezeu când înseamnă că va împărți, mie. Este extraordinar, zic că mie milă. Nu pot și să-l ruga pentru dracu. Și că în ultima instanță, pentru că să știți, nu e așa, moștenirea bisericii se spune să te rogi pentru vrăjmași. Antimii Vieram, Sfântul Antimii Vieram, zice, da, dar nu pentru vrăjmașul Hristos. Ei, Siloan Atonitul zice, mă rog și pentru ăsta. Acum, se întâmplă, nu pot eu să vorbesc, eu vă spun că eu am văzut în oamenii aceștia, niciodată, când zic, nu i-am auzit, eu din suflet i-am iertat, se vedea că i-a iertat. Și din cauza că i-a iertat, era capitalul acesta de libertate, capitalul acesta de putere. N-am zis că dacă ești legat așa, strâns. Am fost zilele trecute la Constanța, vorbeam de puterea iubirii. Și le-am spus un lucru, cum să zic, care este uluitor. Oamenii aceștia, în frunte cu Tică Iulian, cu Gheorghe Jijie, cu Macă Tudor Popescu, ce am cunoscut eu, cu profesorul Bucescu, i-am cunoscut oameni lumânări. Știți că se zice în martirologie că cei care sunt rătăciți în viață, adică dincolo de adevăr, trebuie să te rogi pentru ei, și au morți zadarnici. Vieți și morți zadarnici. Cei care sunt în adevăr au morți fecunde. Rămâne lumină după ei. Eu, în lucrul ăsta, la Constanța, am spus, domnilor, cum să zic, și aici fac o mică paranteză, un om care îl iubește pe Dumnezeu, din toată inima lui, așa, cu păcatele noastre, cum suntem noi, că nu suntem perfecți. Nu suntem perfecți, dar iubim. Suntem legați de 2000 de ani de chestia aceasta. Așa, asta e neamul ăsta. Și un om care ajunge în primejdie și vede că chipul lui Hristos este lovit, el nu vrea să se despartă, Domnul. El nu poate să se despartă, suferă toate chinurile, toate bestialitățile posibile. Dacă te gândești, mă, la Piteștiul la ce a fost și ce am citit acolo, că majoritatea au ieșit scrântiți, au ieșit vai de cap roșii. Unul nu-și permitea să-l acuze pe celălalt ca cedat. Părintele Arsenie Papacioc nu putea să-i acuze pe cei care au rămas biserica instituțională, zicea, lasă-i, Domne, că cu botezul nunți, fiți atenți. Deci nu se băga un acuzator. De unde vine forța aceasta a unui om care iubește, ține așa? Domne, când îți iubești femeia, iubita ta, când îți iubești copilul, când un om iubește, nu mai vorbim de iubirea față de Dumnezeu, și îl desparți, se întâmplă ceva. La 7 ani după descoperirea mecanicii cuantice, fizicianul Bell a descoperit teoria particulelor gemene. Dacă două particule la nivel atomic, subatomic, știți că dacă eu fac așa, acum, asta la nivel macroscopic, energia de atracție trebuie scadă. La nivel atomic și la nivel subatomic,
Și a constatat că ea crește. Nu le poate să fie distanță planetară. Ele sunt la nivel subatomic. E un mare fizician român în Marea Britanie, teribil nume, din neamul ăsta de clăcași hăituiți, acum câțiva ani, Sandu Popescu, a făcut prima teleportare din lume, la nivel subatomic, cu particule. Zice, nu pleacă substanța, nu pleacă energia, nu pleacă informația, stare, aia simt. O depărtez și simt. Știți, citeam într-o carte de memoriști, nu știu cum nu memoriști, o carte, un lucru extraordinar, când aici la Fortul Trece, la Valea Piersicilor, acolo l-au executat pe Marșal Antonescu. Era executat și Mihai Antonescu, care a fost ministrul justiției și ministrul propagandei statului, vreo 42 de ani avut când a murit. Am rămas uluit, se zice că în clipa în care l-au împușcat, fratele lui a căzut mort pe stradă, o congestie cerebrală în fața palatului telefonului. Când citeam din memorialistică și spunea cei că în clipa în care l-a eliberat din închisoare, mama lui a simțit acasă. Se transportă starea. Eu v-am explicat fizic, dar este un lucru dumnezeiesc. Se transportă starea. Zicea la un moment dat, Macă Tudor Popescu, Doamne, am visat pe Maica Domnului că mi-a zis, ies din pușcării și a visat mama, paralel. În perioada asta. Oamenii ăștia n-au putut să fie despărțiți pentru că iubeau fundamental. Ce poate să despartă lucrul acesta? Ei, și atunci s-au făcut eforturi teribile ca actul acesta de iubire să dispară. Știți când începe Apocalipsa? De fapt, suntem în primul Apocalipsa, sunt două simptome. Înmulțirea fără de legilor și dispariția iubirii. Dispariția iubirii se face prin sexualizare, mai ales la puști. Dumnezeu, sexul face parte din viața noastră normală. Dar actul de dragoste are alte valențe. Mult mai mari, iubire. Și atunci tu îl reduci la consumerism. La obiect care se poate consuma. Obiectul care se poate consuma, te saturi și schimbi. Atracția aceasta nu mai există. Știți că țăranul român, care nu știa fizică cuantică, dar a avut geniu acesta creștin, zicea, depărtarea pentru dragoste este ca vântul pentru foc. Pe cel mic îl stinge, pe cel mare îl aprinde. N-ați văzut că oamenii aceștia, lumânările acestea de oameni, luminile acestea, ei cu cât se depărtau, cu atât erau mai creștini și mai români. Când am cunoscut pe părintele Atanasie, 17 ani de pușcărie, și știam care cancer. Și am zis, părinte, știu că sunteți bolnav. Nu! M-au diagnosticat greșit. Mi-a zis, eu sufăr de închisorită, de ampuri. De lovirea demnității românești, am să mor. El suferea de altceva. A mutat diagnosticul fiziologic în altă parte. Ce fel de oameni sunt ăștia? M-am dus să-l văd în spital, era într-o... pe aceeași rasă, ce vă spun acum. Și părintele Atanasie, aceeași rasă. Când zicea Eminescu, rasa superioară de român. Neafectat de hun, de gepiz, de ce zicea și părintele Justin Părbu. Bă, băiete, bă, ăștia care ne-au stricat gena. Nu toți care vorbesc românește sunt români. Enclavele alea de români curate, ai dat noroc cu țăranul, nu trebuie să scrii nimic. Ai dat noroc cu ăsta, trebuie să scrii 145 de contracte. N-ați văzut că pe unii indemnitate încurcă ca o haină strâmtă? Știți cum încurcă pe ăștia în Europa Occidentală creștinism, incomodează. Și că dă-o mă jos, ca să putem face orice. Face, bă, dar nu te strânge creștinismul, te strânge imbecilitatea ta și libertinajul. Sunt cătușe pe care tu ți le pui la mână. Am fost la el într-o rezervă nenorocită pe care mă urcau gândacii pe perfuzii. Doamna doctor nu avea nicio vină, astea erau condiții, chiar la urmă. Și cu un prieten. Și vă dau un detaliu. Arta infect. Mai era un om muribund acolo, cu o pătură pe el. Și bătrânul, părintele Atanasie, s-a scoat în picioare în poziție de drepți. Zic, părinte, dar ce faci? Spun, așa trebuie să stau ca să vin să mă vedeți. Vă onorez că mă onorați. Și la un moment dat, cineva care era cu mine, i-a venit rău. Și am deschis geamul. Și am mai stat, ce mai stat de vorbă, așa, vreo un sfert de oră,
Și la un moment dat el a zis așa, atât a zis, închideți geamul că eu sunt obișnuit. În drum spre București mi-a dat seama el avea grijă de cel din spate. El a zis, noi trebuie să avem grijă de el pentru că este. A zis așa, închideți geamul, eu sunt obișnuit. Grația, discreția, aristocrația sufletească. I-a marcat pe oamenii ăștia întotdeauna. Cred că domnul Jijie mi-a dat telefon cu o zi înainte să moară. Respira greu. Respira spunând adevărul. Când se naște martirul? Pentru că mi-a zis aici Florin să spun câteva lucruri și mai ales că mai mă duc și pe dincolo, prin străinătate, să le vorbesc la vieții oameni care lucrează pe acolo despre ce înseamnă jertfă, că cuvântul acesta a ieșit din... În clipa în care stai aproape de adevăr și îl mărturisești, să nu te gândești că vei avea viață liniștită până la sfârșit. Martirul este cel care stă aproape de adevăr. Adevărul tulbură lumea întunericului. Niciun martir cu adevărat nu... Ce-au făcut altceva? Spuneți-mi și mie. Prin ceea ce a făcut. Eu am spus adevărul spre țară. Ce vreau să scuipe pe icoana lui Iisus? Pe icoana familiei, cum fac ăștia acum? Cum dezertează în loturi. Pun semnul întrebării asupra identității biologice și fac referendum de familie. Păi cum să faci referendum, bă, dobitocule? Să pui în dimensiunea referendumului și a Constituției taina unui popor. N-ai cum. Decât dacă ești dus și silit. Și s-au dus, i-au păcălit. Cum taina mea, puterea personală a unui om, nu pui în referendum, pui legi, administrații, orice. N-ai cum să pui așa ceva. Ei erau cu adevăr. Și din cauza adevărului ăsta, li s-a distrus familia, li s-a distrus viața, li s-a distrus tot. Numai credința mea. De asta v-am spus că oamenii aceștia erau niște lumânări. Mă uitam la domnul Tică Iulian, ce speranță avea în tineretul, că știu, și atunci a început să o perioadă. Dar între timp s-a lucrat încet. Prin școli, prin profesori, prin reforme multiple date în școli ca să se făcească. Au decelebrat cadrele didactice, le-au terminat, le-au degradat din punct de vedere financiar și au dus la condiție pavloviană ca să mai facă pe interes numai meditații și în rest, fără conștiință. Au scos serii de profesori tărăci fără conștiință. Eu mă uit la mine în teatru, un dezastru. E un dezastru. E un bordel. Deci, ei nu mai au conștiința faptului, domnule, este scena teatrului, este scena teatrului. Nu mai poți să faci ceva ca pe străcii. Nu, nu, libertate, democrație. Ei nu mai au ideea conștiinței morale. Simeon Mehedin Soveja spunea, ăștia au distrus conștiința morală a poporului. Ei erau paznici conștiinței morale. Așa ceva nu se poate. Aici, la noi, nu se poate. Asta este credința noastră. Într-un fel, tăria aceasta pe la anul 369, dacă nu mă șel eu, după Hristos, în Constanța, Tomisul era atunci. Era un sfânt, episcop, Bretanion, prieten foarte bun cu Sfântul Vasile cel Mare, a fost ucenic. Și în Tomis a trecut împăratul Valens, care fusese într-o expediție împotriva goților, și până s-a întors. Și vă spun povestea aceasta pentru că e vorba de atitudine și de rădăcină acestui neam. Și a intrat în biserică cu suita, el era arian. Și știți că arianismul este o erezie foarte mare, nu existăm când facem teologie. Și i-a spus episcopului să mărturisească despre arii. Iar el a zis că 318 sfinți în sinodul de la Nicea au hotărât care credință. I-a spus împăratului, calm, asta este credința. Este ca și cum unul aici în România îi zice unui mare președinte de stat care vine sau un bolnav din ăsta de la Vărsăr, băi, asta e matca noastră. Nu putem schimba dacă asta este hotărâtă. E matca noastră. Împăratul n-a înțeles. Cum nu înțeleg așa. Și atunci a făcut un gest excepțional. Episcopul cu clericii și cu creștini a părăsit biserica, l-a lăsat cu ochii în soare. Și au și strigat, arianul. Deci unde vă duceți? În biserica unde împărat este Iisus. Evident că a dat ordine să-l aresteze, să-l execute, nu s-a putut întâmpla pentru că l-a păzit populația. Această întoarcere cu spatele
la eretic, la păcătos, au avut-o ei. Brâncoveanu au avut. Am spus asta atunci la Brașov. Întoarcerea asta. Nici o concesie. Oamenii aceștia, cu atâția ani de pușcărie și mi-e și jenă că eu vorbesc aici de domnul Octav Joza, a spus coleg cu Achilesari, nu? Puțin. Puțin. I-am citit cartea Pohodna Sibir. Ți se face da. Pe un cap, așa, măciuc, de prizonierat în Rusia. Acești oameni n-au negociat. Nu din încăpățânare, nici din dorință politică, din firea aceasta creștină. Și am să închei prin faptul ca să deplasăm. În clipa în care, știți, Constantin Noica spunea despre Eminescu că suntem vinovați de două ori față de el. Odată că nu-l cunoaștem îndeajuns și odată că nu-l facem cunoscut lumii îndeajuns. El vin să adaug și suntem vinovați și că nu ne contaminăm cu el. Noi suntem vinovați că nu-i cunoaștem îndeajuns pe martirii noștri, neomartirii, ca zicem așa, nu-i facem cunoscuți și asta ce se fac reproșul Ghetu Florin, care printre puține lumânări care mai aprinde candela pe aici, în România, din contră. Nu-i facem, suntem vinovați și nu ne lăsăm contaminați. În clipa în care te lași contaminat de așa ceva, nimeni nu are ce să-ți facă. Pentru că nu au avut frică. Instinctul de conservare se dizolvă, se transfigurează la martir. Ce să-ți facă? Ce să-ți ia? I-a zis prefectul trimis de împărat, Sfântul Vasile cel Mare, vrei cămaș? Ia-o. Viața mea e a lui Hristos, mă trimiți în exil, sunt deja în exil. Ce poți să-mi faci? Ia așa au fost. Au fost, cum să zic, însfințiți. Cine credea, domne, prin 30 și ceva, 25, după primul război mondial, pe semne că erau tineri, s-au dus cu liceu, școală, adolescență, cafenele, restaurante, viață, distracție. Cine credea că se va da cel mai mare lot de martiri în istoria noastră? Cea mai mare, cum să zic, poporul acesta. Acum, dacă vine o nenorocire, cum a fost războiul ăla, eu nu cred, pentru că acum sunt descreștinați. Atunci erau omul cu păcate vechi, dar biserica era firească. Acum poți să faci pe ce vrei. Pentru că nu mai au conștiința aceasta extraordinară. Le-am spus celor din străinătate și mă duc și acum, băi, fraților, dacă vă întoarceți în țară ca muncitori obosiți, sunteți la îndemâna lor. Sunteți niște scule obosite. Oricum, de spaimă, de foame a spărăsit, au rămas familii. Și când am întors Domnul, dar am dat, ne-am făcut câte o pensiune și ne-a trimis controle. E foarte bine v-a făcut Domnul. Și ce faceți acum? Stați în continuare, sunt copiii crăcănați, jumate italieni, jumate spanioli. Ce faceți? Ori vă întoarceți ca crucificați și spuneți păi nu se întoarce, ori te întorci ca slugă. Nu vedeți tehnica oribilă? 5 milioane au scos în afară. Știți că lucrul ăsta nu s-ar fi întâmplat dacă ei erau tineri. Nu pleca unul. Săracii, 50 de ani de comunism ne-a zdrobit. Uitați-vă, domnule, ce fac, bă, mâine m-au luat din pași, m-au cu președintele. Mâine mă vedeți, nu știu ce, m-ați înțeles, ca să se cacealmeze tot, ca să nu fie nimic curat. Și am o distinție. 5 milioane țara deșertizată au gândit în aia că copiilor vor veni cu o mentalitate occidentală și oricum săraci, dacă îi ceartă în franceză și în italiană, domnule. Nu vă dați seama, e o chestie antropologică. Tineretul de aici a spălat pe creier și pus să urle pe joburi și pe transnațional și pe atâta, care zic, nu mai atâta. Deci nicio vocație, ce legătură? Domnul Octav Joza este exilat, este crucificat. Toți sunt crucificați încă o dată. Amintirea lor. Și ce te faci? Și aduci vietnamezi, ciobani vietnamezi, am zis că ciobanii noștri au plecat în Elveția cu 3.000 de euro și sunt cu 1.000 de euro vietnamezi. Acum acolo aveți voi cu unii așa, cu ochii așa. Pakistanezi, sirieni și alții care știu să facă din casa aceasta, din țara asta minunată, un hotel. Și vin încet. Și vor să ne obișnuiască cu chestia. Ignatie Brancelinov, Sfântul Ignatie Brancelinov spunea că în vremurile din urmă diavolul va lucra cu păcate mici, insezizabil. Eu am văzut la mine teatrul. În 91-92 încă se mai reacționa din public când zicea, vedea câte o porcărie. Plecau din sală. Acum stau. Știți cine pleacă din sală? Acum cât un om în vârstă, o doamnă în vârstă, care, bun, simplu, vine să creadă. Să pleacă încet, să nu-i deranjeze pe ceilalți diavoli care stau acolo. E o coabitare, stau într-un iad colectiv. Este ceva, cum se zice, sinistru. S-au obișnuit. Eu am văzut pe un panou mare acum,
6-7 ani, pe la Unirii, pe acolo, cu taxiul, un bebeluș de 10 zile, frumos, superb, așa, numai că avea aici, așa se face, încet, o brățară. Sunt liber să-mi aleg sexul. Ăla intră în subconștient, a lucrat în an de zile. Vă dea milioane de dolari, de euro, ca să fie București un pânzit și ca să intre ca o posibilitate. N-ați văzut că în anul centenarului noi în loc să îngenunchem și să comemorăm, ei au intrat acum 100 de ani sub brazdă, nu pentru demnitatea și libertatea noastră, pentru minoritățile sexuale. N-ați văzut cum au creat o diversiune diabolică. Nimeni n-a mai fost atent la așa ceva. Nimeni. Și vă spun și cu asta termin, pentru că nu vreau să monopolizez lucrul acesta, dar dacă tot m-ai chemat, Florin, am vrut să precizez niște lucruri și încerc scuze, domnul Ocu. Dar tot, iubind mă vorbesc, am sentimentul că trebuie să vă apăr de toate jigodile astea. M-a întrebat mie, păi ce faceți, domnul Puri? Zic, tai cu Sami, am continuat și când mă culc stau cu ea ridicat. De ce? Poate cade o jigodie în timpul somnului. N-ai ce să face. Domne, care este soluția? Că ne plângem și diagnosticăm și asta. Soluția este atitudinea creștină. Scurt. Și v-am zis și la bieții oamenii din club. Bă, frate, tu nu înțelegi că dacă te-ai întors cu o muncă a ta, tu te-ai creat, crucificat. Ți-ai lăsat familia, copilul. Tu înțelegi că ești crucificat, te-ai întors cu o forță, domn. Nu numai cu o forță financiară, cu un drept. Și îl impui de pe locul tău. Ei n-au făcut cu mine teatru care au vrut ei, ci eu mi-am impus și în Teatrul Național și în teatrul ăsta. Dorința mea manifestă creștină, adevărată, curată. Ce faceți? Să faceți gimnastică cu mine? Da, eu pentru asta am muncit. Și pentru asta am crezut. Păi dacă tu ai șters WC-ul, dar ai muncit, sunt banii tăi. Sunt banii tăi. N-are cine cu sufletul tău, către bunică, către copil, către asta. Cine să-ți ia? Și atunci mi-am dat soluția asta. Soluția care este creștină. Zic, domne, e o cază autentică. Era un episcop, pe vremea Ceaușescu, sfânt. Și l-a citat rugăciunea din Patrică, așa, și l-a chemat pe părintele la vicar și a zis, am auzit că e un popă în comuna cu tare care fură. Du-te și cercetează. Și așa s-a dus, s-a luat Dacia, s-a văcat printre găini, porci acolo la țară, noroi. A venit după săptămână cu sutana murdară. L-a găsit tot ce timp. Nici n-a ridicat ochii. Și a zis, preasfinția voastră, am controlat, nu fură. Ne ridicând ochii, i-a zis, cheamă miliția! Toți cu miliția. O săptămână și ceva, milițienii pe acolo, anchetă, mai știu, s-a întors ăsta la fel, zgribulit, murdar de noi. Preasfinția voastră s-a cercetat și cu cadre, dar miliție nu fură. Trimite procuratura! Dar nu știu de ca ochii din carte, nu. Păi procuratura, două săptămâni de anchetă, noi s-au întors și am zis, preasfinția voastră, sunt aici și cu domnul procuror. Este corect, omul nu fură. Să vină la mine! Și în timp ce venea popa ăla, ăsta a ridicat ochii și a zis, de ce fur, mă? Deci nu mai fac. E dincolo de legislație. Domnul Puri, dacă ați vrea să facem prin fondurile opere, de ce, mă? Vreau să fac prin fondurile mele sufletești. Se poate ca țara aceasta să fie un hinterland? Vă anunț în mod oficial că putem hrăni Europa, 80% din producție agricolă negenetică. A fost mare durere pe aici. Și atunci au băgat niște securiști. Au zis, importăm 80% și cu de se poate face. Ei au fost un hinterland sufletesc. Putem noi. Nu-i nevoie ca voi să veniți. Aici este, după părerea mea, tăria sufletească. Care, cum să zic, dacă te contaminezi de ea, nimeni nu are ce să-ți facă. Ce să-ți facă mai mult de atât? Oamenii și uitați, au murit pe rând, unul câte unul, dar în spatele lor lasă lumină. Atâta timp cât vei fi cu fața către ei și ai, cum să zic, lumina asta să o duci mai departe, țara asta va merge. În clipa în care ei se vor întoarce cu spatele, eu o să cad în întuneric. Vă mulțumesc!